Joi 19 martie va avea loc la Galeriile de Artă din Rădăuț festivalul Primăvara Poeților, un festival dedicat tuturor poeților. Dacă tot vorbim de evenimente culturale, țin să amintesc și de evenimentul ce va avea loc joi 19 martie la ora 12 la Galerie de Artă din Rădăuț, Primăvara Poeților, acest frumos festival dedicat poeților, care a luat naștere la Paris și iată că anul acesta poposește și la Rădăuț. Prezentarea acestui festival va fi făcută de către poetul Ioan Mateciu de la Siret. Vor ține cuvântări ca invitați de onoare preotul Ilie Sfârnaciuc și alți câțiva invitați. Iar ca intervenție muzicală vor fi ascultate câteva piese interpretate la pian de către Ana Rotar, iar acest eveniment se va încheia cu un recital de muzică folk susținut de către Andrei Ciobanu.